Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim de ceva destul de interesant pentru foarte mulți dintre voi, pentru că deseori sunt întrebat de Link, nu există cumva un calculator acolo ieftin, să mă joc și eu, știi, un CSGO, Minecraft, League of Legends, Dota 2, o chestie de genul, nu mai mult de atât. Și astăzi vin în ajutorul vostru pentru că m-am gândit la două soluții. Avem aici prima soluție, hai să vă spun, stai să-mi găsesc mouse-ul pentru că mi-am făcut eu o modificare la monitoare ca să pot filma. Ok, bun. Deci prima soluție ar fi acel mini sistem PC. Poate foarte mulți dintre voi ați auzit deja de aceste PC-uri. Sunt de mai multe feluri. Sunt PC-uri care pur și simplu scopul lor este să transformeze televizorul de generație un pic mai veche într-un smart TV, în sensul că, de exemplu, ăsta, noi nu o să vorbim de secțiunea asta, o să ne axăm mai mult pe ce avem noi de făcut, dar printre altele, hai să vorbim și de acest lucru. De exemplu, acesta este un mini sistem PC de la Asus, se numește Chrome Beat sau Chrome Byte și el folosește Chrome OS, adică pur și simplu dacă îl conectezi vei avea o interfață similară cu cea de Android și îți faci un Smart TV și cam asta. A, uite, ceva de genul. Vedeți, e similar cu Smart TV-ul, dar nu despre asta vom vorbi azi. Eu m-am gândit pentru voi astăzi să vorbim de acest sistem de la Gigabyte Bricks, care vine în două variante, vine cu un procesor mai slab, N3000 și J3160, care este evident un pic mai bun, vedeți și diferența de preț, dar mare atenție, nu înseamnă că noi dacă ne luăm cutiuța asta cu 600 de lei, să zicem, gata, o să ne putem instala Windows și o să ne jucăm. Mai avem nevoie de memorie RAM, care este totuși, se pare că 2000 ani și un pic, și de un hard disk sau un SSD. Eu o să recomand un SSD pentru că dacă tu stai doar pe net, te joci CSGO, Minecraft, League of Legends, Dota sau ceva de genul, o să fie suficient, bănuiesc că 128 de giga cât are un SSD și totuși se va mișca mai repede decât un hard disk cu un tera, să zic. Bun, hai să ne uităm totuși la această variantă, dar eu nu o să vă recomand să mergeți pe ea pentru că are un procesor cu frecvență de 2.8, este așa, 2.8 sau unde scrie? A, 1, de fapt 1.04 GHz, bănuiesc că 2.0 în turbo, dar nu e totuși ceea ce ne trebuie, pentru că dacă mărim un pic prețul cu doar câțiva lei, o să luăm tot de la Gigabyte ceva, dar are procesorul de 1.6 normal și 2.2 în turbo. Adică atunci când el folosește, când are nevoie să lucreze mai mult, de exemplu când intri tu în CSGO, el poate să ajungă undeva pe la 2.0.2.1, că atunci este în turbo, să spunem noi. Bun. Deci, asta este una dintre variante. O să vă mai arăt o variantă cu un PC clasic, dar ulterior, pe la finalul clipului, o să comparăm și un PC clasic cu un procesor de ultimă generație, dar cel mai ieftin de la Intel. O să vedeți. Da, deci stați până la final pentru că astăzi vin cu lucruri destul de interesante pentru foarte mulți dintre voi. Hai să-l adăugăm încă, să-l adăugăm încă și prima dată. Deci mai avem nevoie de memorie RAM pentru că dacă intrăm și ne uităm, vedem că specifică foarte, foarte clar memorie inclusă. Nu. El suportă DDR3 până la 8 GB și stocare nu. Deci avem doar placa video integrată din procesor și na, placa de bază cu sunet, cu Wi-Fi, cu restul lucrurilor. Bun, deci mergem la memorie RAM. O să luăm DDR3, cel mai ieftin DDR3 de 8 GB pentru că na, avem nevoie de capacitate. Ia să mă dau eu pe Busy. Ca să nu mai apară aici mesaje. Stați așa că v-am zis că sunt un pic cam încurcat. Bun. Așa, perfect. Bun, deci o să luăm cea mai ieftină de asta. Uite. 228. Hai, tot o să mergem pe 229. Asta este, nu știu, un pic mai sigură, zic eu. 1000. A, de fapt e asta. Stați, nu, ștergem. Ștergem. Stați așa că am văzut o chestie interesantă. Dăm back. O să vine să strănut. Îmi cer scuze. Bun, deci avem asta la 1600 de MHz.
Uite, să-mi dau și ăsta pe Silent. Și ăsta de la 228, tot pe 1000 de megalis. Hai să luăm pe ăsta de la Crucial, care vine pe o frecvență mai mare. Aia era 1333. Bun, și luăm și un SSD. Iar îmi vine. Îmi cer scuze, băieți. Avem aici 60 de giga. Nu o să mergem pe 60 de giga. O să luăm ăsta. De 120. Iar altă variantă mai avea 128, dar ăsta e cu USB, nu vrem asta. Deci o să luăm pe ăsta. Bun, și noi cu 1700, hai să spunem 11.000, da, să spunem direct 11.000 de lei, rotunjim, ne putem face un calculator și ce rulăm pe el, da, v-am zis, CSGO, bine, CS16, evident, GTA San Andreas, adică SAMP, astea clar, intră în jocurile care nu consumă foarte mult, League of Legends, Dota, pentru că astea sunt optimizate să meargă pe orice. Și dacă avem un monitor, pac, am rezolvat treaba, ne conectăm. Hai să facem un wishlist, pentru că o să mai comparăm cu un PC clasic, cu o carcasă clasică, cu o placă de bază clasică, să vedem care ar fi diferențele. Și evident, pentru cine ăsta ar, de exemplu, pentru mulți dintre voi ăsta ar putea fi o variantă, pentru că este totuși într-o oarecare măsură portabil. Poți să-l pui pe un televizor care are HDMI sau DVI foarte ușor. De fapt doar HDMI, pentru că DVI nu are, are doar VGA și pe VGA nu avem sunet. Deci orice televizor care are HDMI, pac, l-ai pus acolo în spate, nu-l vede nimeni, te duci la mare, te duci la munte, îți faci treaba cu el dacă ai un mouse wireless și o tastatură wireless, stai în pat și faci ce vrei. Bun, dar hai să îl adăugăm un wishlist, să facem un wishlist de fapt. Punem aici mini PC 1100 lei, da? Salvăm ca wishlist. Și hai acum să facem un PC clasic, da? Gol în coșul, să vedem care ar fi avantajele, care ar fi dezavantajele. Golește coșul. Bun, mergem în hai să mergem pe procesor. Procesor. V-am zis, luăm uite. Intel Skylake-ul ăsta este dual core, ca pe vremuri, primul meu procesor așa pe care ținem minte de la Intel, a fost dual core, primul dual core a apărut. Și na, chiar m-am uitat pe net, lumea chiar s-a jucat CS:GO pe el. Are frecvență de 2.8 GHz. Este Skylake, are socket 1151, suportă și DDR4 și DDR3, da? Avem aici 1333, 1600, avem, putem să-i punem și 64 GB RAM dacă vrem. Bun, deci o să-l adăugăm pe ăsta. Uite, toată lumea pro contra, merge să fac, nu, e bun procesorul în idle, adică când stă, nu știu, stai doar pe Facebook, stă în 20 de grade, iar în full low, adică când te joci, nu știu ce, 55 de grade, foarte bună generație Skylake, chiar pentru dual core-uri. Bun, deci toată lumea a lăudat în sus pe acest procesor pentru că este foarte ieftin și la bugetul ăsta chiar n-ai altă variantă. Bun, și placa lui integrată este HD 510 la hai să vă arăt acum la celălalt mini sistem PC. Aveam placa integrată, mi se pare că 400, HD 400, deci are o evoluție și apele cei video integrate. A strigat cineva afară? Cred că mi s-a părut, nu știu. Am căștile pe urechi și mi-a antifonează destul de bine sunetul. Bun, deci am luat procesorul, mergem pe placa de bază. O să alegem socket 1151, socul procesor 1151, pentru că așa este Skylake-ul. Și o să luăm evident cea mai ieftină placă video, placă de bază. Bun, o adăugăm în coș. Așa. Cine mai trebuie? O carcasă, hai să luăm și carcasa. O să luăm cea mai ieftină carcasă, nu avem nevoie de nimic mai mult decât ceva simplu, să apăsăm și pe butonul ăsta să pornească calculatorul. Vedeți, este probabil cea mai ieftină tablă și na, la banii ăștia nu cred că ai pretenții să nu se îndoaie dacă scapă piciorul un pic în ea. Bun, deci am luat placa de bază, am luat procesorul, hai să luăm și memorii. Tot 8 GB de RAM o să luăm, hai să vedem diferența de DDR4 dacă luăm noi tip DDR4. Hai să vedem cât costă 8 GB de DDR4 și cât costă 8 GB de DDR3, să vedem care ne-ar avantaja. Capacitate 8 GB. Deci cea mai ieftină placă de memorie de DDR4 de 8 GB este de 265 de lei și la DDR3 cât era? 228. Eu zic că merită să luăm DDR4.
Deci o să adăugăm fără alte discuții, avem frecvența mai mare, deci totul ne este în favoarea noastră. Bun, adăugăm. Ok, ce altceva? Mai trebuie să luăm noi o sursă, o sursă destul de capabilă, zic eu. O să mergem pe certificare, unde avem noi, uite, certificare 80 plus bronz. Și o să mergem pe ceva de la Corsair, mă uitasem zilele astea. Uite, astea două, 450 o să alegem varianta asta, pentru că are mai multă putere și cei de la Corsair chiar fac niște surse destul de bune. Ok, deci am luat sursă, am luat carcasă, am luat procesor, ne mai trebuie un hard disk, nu o să mergem pe SSD, o să mergem pe hard disk-ul clasic de 1 tera și ajungem undeva la bugetul de tot 1200, 12.000 de lei, să zicem, da? 1200. Deci cam tot prin zona aia. Doar că v-am zis, nu avem placă video, avem placa video integrată, dar evident pe viitor, nu o să adaug în wishlist-ul ăsta, pe viitor vă zic eu o placă video destul de bună pentru la jocuri, să zic, să te joci un GTA 5 dar cu low, poți să-ți iei un iese, mai găsim noi 950, ia să vedem. Serie GTX 900, un 950 dacă mai găsim. Uite, nu sunt stoc. Dar urmăriți, urmăriți că o să mai le adauge. 950-urile sunt foarte bune, foarte ieftine, la 7 milioane jumate. Poate găsiți, ia să vedem, un 1060, dar na, o să crească prețul. 1060 sigur găsiți. Ia să vedem unde avem noi model. Seria 1050, ia să vedem. Na. Wow. Așa ieftină? N-am mai urmărit de mult prețurile. Da, pe păi avem o placă mult mai bună decât cea de mai devreme la 6, 5 milioane jumate, să zicem. Și asta e cam ciudat. Mai bine o luăm pe asta. Da, deci asta chiar este o placă decentă și vă puteți face treaba cu ea. Vă puteți juca GTA 5 bine, numai în procesorul nu o să ducă chiar așa ușor GTA 5-ul, decât dacă jucăm pe medium, chiar, dar bine să nu filmați în timpul ăla, deci o să fie ceva ieftin, vă dați seama, nu poate să fie și ceva foarte, foarte bun. În bugetul ăsta nu cred că poți să comentezi ceva, deci noi momentan o să ne axăm pe aceste produse, aceste 6 produse care fac un calculator, deci 1180 de lei, băgăm în wishlist. O să prunjim noi PC ieftin 1200 lei. Bun, și o să aveți link de la ambele wishlist-uri în descriere dacă vreți să vă luați unul dintre ele. V-am zis, avantajele sunt că la acest PC ai puțin mai multă performanță. Stai, ne lipsește ceva. Placă de bază. Da. Memory. Hard disk. Procesor. Nu, sursă, avem tot, ok. Pare că am puține produse, de-aia mă speriasem un pic. Are și cooler acest procesor, pentru dacă întreabă cineva. Da, scrie aici, cooler inclus, sigur, ia să vedem. Cooler stock inclus, da. Bun. Avantajele sunt că sunt performanțe un pic mai bune decât celălalt wishlist, hai să vi le arăt. Deci o să comparăm astea două. Pac și pac. Bun, avantajele ăstuia de 1200 față de cel de 1100 este că performanțele sunt un pic mai bune. Dar dezavantajele, clar, portabilitatea. Ăsta este mult mai portabil, îl pui în gentuță, dimensiunile lui sunt foarte reduse, vă dați seama, este pur și simplu o cutiuță și are și microSD, dar na. Noi o să punem un SSD, nu o să rulăm un Windows pe un microSD, nici nu știu dacă reușești. bun, eu sper să vă fi ajutat astăzi, aveți linkuri de la ambele în descriere, spuneți-mi și voi ce părere aveți în comentarii și cam atât pentru azi, băieți, noi ne revedem mâine la un nou episod. Pa, pa!